pentru Universitatea din Craiova și pentru cei care s-au angajat în acest demers și o să vă spun de ce. În câteva cuvinte, pentru că deja se lege spiciurile și nu vreau să plictisesc. Universitatea din Craiova, doamnelor și domnilor, de câțiva ani de zile și-a deschis porțile către parteneriatele cu mediul socioeconomic și vreau să vă spun că acest demers într-o nouă etapă de dezvoltare, într-o etapă care aduce beneficii nu numai studenților, dar și comunității. Acesta este țelul nostru. În acest moment, Universitatea din Craiova, universitate centrată pe student, are peste 22 de proiecte în derulare în valoare de 25 de milioane de euro, proiecte de care beneficiază 1850 de studenți și peste 2000 de elevi. De asemenea, are în diferite stadii de evaluare proiecte în valoare de 65 de milioane de euro. Două dintre ele deja au fost câștigate, în valoare de 6 milioane de euro fiecare. Proiecte de care vor beneficia 2000 de studenți, 67 de doctoranți și 30 de postdoctoranți. De ce revin acum și am spus că a fost o mare provocare acest proiect? Acum 4 ani de zile, împreună cu un coleg de-al meu, ne-am gândit să înființăm un ONG al Universității, Asociația pentru Educație Sud-Vestoltenia. De ce? Pentru a putea aplica pe anumite axe, pentru a putea atrage fonduri acolo, Universitatea ca și instituție publică nu este eligibilă. Am înființat acest educol, am început să funcționăm cu acest educol, în primul rând, în beneficiu studenților, pentru studenți, plasăm studenții, plasăm forța de muncă a Universității la diferite companii. Și iată că acum un an de zile a apărut această provocare, și anume atragerea de fonduri pentru un centru de antreprenoriat social. Așa cum spunea domnul președinte Vela, este al patrulea în lume și primul în Europa, iată aici la Craiova, și vă spun că nu este deloc surprinzător. Are legătură cu compania FUR, căreia îi mulțumim pentru parteneriatul cu totul și cu totul deosebit pe care îl are cu Universitatea din Craiova, dar are legătură cu Universitatea din Craiova. S-a muncit mult. Împreună cu primăria orașului Craiova, municipiului Craiova, am reușit ca astăzi să fim împreună aici, așa cum spuneam, să deschidem acest centru de resurse și angajament FORT, primul din România, centru care vă garantez că va aduce beneficii nu numai studenților, dar și întregii comunități, orașului, municipiului Craiova, dar și regiunii. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Aș vrea să felicit pe primii trei câștigători. Primii trei câștigători astăzi vor fi anunțați a primelor trei proiecte câștigate la acest centru de resurse și angajament.